Invit să deschidem Biblia, cei care o veți în Vechiul Testament, Cartea 2 Împărați, capitolul 5, de unde vreau să citesc primele 14 versete. Sunt un text cunoscut de mulți dintre noi. 2 Împărați, capitolul 5. Haideți să ascultăm Biblia care spune așa. Naman, căpetenia oștirii împărat, căpetenia împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și vitează la repros și sirienii și să la o luptă și adusese roabă pe o fetiță din țara lui Israel, care era în slujba nevestei lui Naman. Și ea zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naman s-a dus și a, spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa și împăratul Siriei a zis, du-te, la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe sujitorul meu Naman ca să-l vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel și a rupt hainele și a zis, Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu, că împăratul Israel și-a sfârșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Iar Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du și scaldă de șapte ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Aman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel, n-ar fi putut oare, n-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie, dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă procul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Amin. V-am citit un text pe care cred că îl cunoașteți foarte mulți, poate chiar cu detalii. Ați auzit probabil foarte multe predici din el și știți cu toții cum a fost Naman vindecat de lepră. Dar, deși îmi place foarte mult relatarea biblică, deși minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața acestui om de război, acestui om de carieră militară cu atâta reputație, Găsesc totuși că un personaj despre care nu se vorbește foarte mult în acest text, deși are un rol important, este această fetiță adusă în robie din țara lui Israel. Și doresc în această seară să vă vorbesc despre ce poate să ne învețe cineva care este în școala robiei despre ce înseamnă să fii liber. Pentru că dacă Vă uitați cu atenție, sunt niște lucruri foarte frumoase în acest text despre această tânără. O numește Biblia fetiță, putem să-i spunem adolescentă, tânără. Cu certitudine, s-ar încadra ca și, ca și vârstă în această descriere, însă fetița aceasta, tânăra aceasta, ne învață câteva lucruri despre ce înseamnă să poți să fii liber, deși trăiești ca rob. Și poate că pentru generația noastră acest mesaj ar trebui să fie de actualitate și deși va zice cineva, noi nu suntem în robia nimănui și har Domnului trăim într-o țară liberă. Dumnezeu o să fie laudat că trăim într-o țară liberă, nu avem conflicte, nu avem probleme majore de felul acesta, însă ați mi voie să vă spun că noi ca și Biserica lui Dumnezeu, ca și credincioși, Trăiesc cu sentimentul că suntem prea mult robiți în generația aceasta. Nu ne robește nimeni. Avem, practic, libertățile cele mai mari pe care le-am avut vreodată. Nu știu dacă vreo generație s-a bucurat de atâta libertate decât ne bucurăm noi. Însă, mă uit de multe ori la cei ce sunt în casa Domnului și. Paradoxul este că, deși suntem liberi, rămânem robiți de mentalități, suntem robiți de uh, propriile noastre limitări pe care ni le punem peste viața noastră, suntem uh, robiți poate de uh, ideologii care ne țin pe loc. Aș vrea să vă provoc în această seară să ne uităm la patru lucruri, eu am văzut eu în acest text, despre această tânără de origine uh, din țara lui Israel, care ne învață. Cum poți să continui să trăiești liber, deși ești rob? Narațiunea e foarte interesantă. Deși personajul principal al narațiunii este, indiscutabil, generalul sirian Naman, un om cu multe victorii la activ, un om despre care chiar Biblia spune avea mare trecere înaintea stăpânului său, adică a împăratului, acest Naman era un om pe care Dumnezeul folosise Uh, în multe rânduri, Biblia face o afirmație simplă, dar uh, un fel de uh, acuzație peste viața acestui om. O, uh, și anume faptul că spune Biblia că este era leprost. Dar omul acesta tare și vitează, era lepros. Și interesant este că în casa acestui bărbat. Uh, a ajuns această tânără despre care vreau să vă vorbesc, această fetiță, adusă în robie după ultima campanie militară pe care sirienii au avut-o în țara lui Israel. Această tânără a fost adusă în robie. Biblia nu-i dă numele. Este o tânără anonimă. A trăit cu 9 secole înainte de Hristos. Întrebarea este cine poate învăța această tânără despre ce înseamnă să fii liber, chiar dacă trăiești în robie. Uh, e oare posibil să avem ceva de învățat noi, cei care trăim în acest secol, în vremurile pe care Dumnezeu ne-a dat harul să le trăim? Uh, boala pe care o avea Naman cred că este clară pentru fiecare dintre noi. La vremea aceea, lepra era o boală incurabilă uh, și oricât de multe realizări ar fi avut acest om, a trebuit într-un moment al vieții lui să recunoască că este bolnav. Uh, în afara orică, oricărei posibilități de a fi vindecat. Uh, aș vrea să ne uităm în scriptură și aș vrea să încep cu primul lucru pe care îl văd în versetul 2 și vă rog să urmăriți citirea biblică încă o dată împreună cu mine sirienii. Ieșiseră încete la o luptă și aduseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naman. Uh, Observați contextul și uh, afirmația foarte clară a Bibliei. Ieșiseră la luptă sirienii și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Și a ajuns în slujba nevesei lui Naman, acestui general despre care v-am spus. Și ea a zis stăpânei sale, versetul 3, O, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Primul lucru la care vreau să mă opresc și pe care îl învăț de la această tânără și cred că e valabil la fel de mult și pentru noi, este următorul, și anume că în mijlocul limitărilor impuse de oameni, poți să trăiești în libertatea primită de la Dumnezeu. Observați ce se întâmplă cu ea. Ajunge în robie. Cred că suntem de acord că atunci când ajunge în robie, în postura în care era această tânără, libertatea ei era. Cel puțin, libertatea de mișcare era mult restrânsă. Și totuși, lecția pe care această tânără ne-o predă nouă, din școala robiei proprii, este că, în mijlocul limitărilor pe care ți le pun oamenii, a constrângerilor pe care ți le pun oamenii, tu poți să continui să trăiești în libertatea pe care ți-o dă Dumnezeu. Cu alte cuvinte, chiar dacă oamenii te constrâng, chiar dacă oamenii te limitează, prin ceea ce ți impun, tu poți să trăiești liber pentru Dumnezeu. Cum se întâmplă asta? Adevărata libertate în Hristos, dragii mei, nu poate fi îngrădită de nimic de ceea ce ți se întâmplă în viață. Nicio o conjunctură a vieții, nicio situație a vieții, oricât de complicat ar fi, nu poate îngrădi libertatea pe care o ai în Hristos. Adică, ce înseamnă acest lucru? Orice situație ai avea în viață, orice ți s-ar întâmpla în viață, oricât, oricât de mult oameni ar încerca să te limiteze, un lucru pe care absolut nimeni și nimic nu-l poate limita în viața ta și a mea și oricăruia dintre noi este credința noastră în Dumnezeu. Boala te poate constrânge să rămâi la pat. Boala te poate constrânge să iei o serie de medicamente ca și tratament. Neputințele fizice te pot constrânge, dar libertatea îți rămâne să crezi în Dumnezeu. Asta mă învață această tânără. Mă învață că în mijlocul limitărilor impuse de oameni poți să continui să trăiești în libertatea dată de Dumnezeu. Vă amintiți de cei trei tineri din cuptorul lui Nebucadnețar din cartea lui Daniel? Erau trei tineri, zice Biblia, că erau prietenii lui Daniel. Și la un moment dat, Nebucadnețar vine cu o idee năstrușnică, ca toți care erau în împărăția lui să se închine un echip de aur pe care l-a construit el. Și pentru că acești trei tineri veneau din țara lui Israel, aveau o credință în Dumnezeu, împreună cu Daniel, spune Cuvântul lui Dumnezeu, veți găsi ceea ce vă spune eu în cartea lui Daniel, acești trei tineri au refuzat să se închine. Uh, acestei imagini pe care a acestui idol pe care l-a înălțat în Valea Dura, împăr împăratul Nebucadnețar. Supărat, frustrat de neascultarea acestor uh, trei tineri, spune cuvântul lui Dumnezeu că Nebucadnețar a poruncit să se încingă un cuptor pe care l avea acolo de rezervă în cazul în care cineva uh, n-ar fi ascultat porunca lui. De multe ori, citind acel pasaj, m-am gândit: Cum poți să te gândești la așa ceva? Dar uite că cineva s-a gândit. Zice Biblia că au încins acel cuptor de șapte ori mai mult decât trebuia și au a poruncit ca cei trei să fie aruncați acolo. Acești trei tineri care refuzaseră să se lepede de credința lor în Dumnezeu. Și Citiți voi cu atenție pasajul, eu vi-l citez, doar spune Biblia acolo că unul dintre ei a luat cuvântul și a spus împărate, vrem să te, asiguri, să, să te asigurăm de un lucru, indiferent ce o să ne faci, indiferent cum o să ne pedepsești, noi nu renunțăm la credința noastră în Dumnezeu. Indiferent dacă ne omori, sau ne lași în viață, noi rămânem credincioși lui Dumnezeu. Nu ne vom închina acestui chip de aur pe care l-ai făcut tu. Spun tineri, în esență, noi credem că Dumnezeu ne va scăpa din mâna ta împărate, dar în caz că vom muri arși în cuptor, trebuie să știi ceva de la început. Noi la credința noastră nu renunțăm. Vi se pare că îngrădirile și limitările impuse de oameni au afectat cu ceva credința acestor tineri libertatea de a crede în Dumnezeu nou. Deși am putea spune că sfârșitul lor, pe lor era iminentă. Să fie aruncat într-un cuptor de foc însemna moarte sigură. Și totuși, acești trei tineri, deși constrânși, limitați de ambițiile acestui împărat, i-au spus, în esență, pot să ne faci orice, noi nu suntem limitați să continuăm să credem în Dumnezeu. Asta înseamnă că în mijlocul limitărilor impuse de oameni să continui să trăiești în libertate dată de Dumnezeu. Pavel și Țila, țineți minte ce ori pățită? și a doi frați. Cirim de ei în biserică, au fost aruncați, aruncați, unde? În închisoare, într-un moment din viața lor. Și spune Biblia, lor, Biblia în, în, situația lor complicată, știți ce au găsit a doi să facă? Au început să cânte și să laude pe Dumnezeu. În închisoare, în constrângeri, în limitări, Pavel și Sila au continuat să cânte, pentru că limitările pe care ți le impun oamenii nu trebuie să-ți limiteze credința în Dumnezeu. De fapt, haideți foarte rapid să vedem ce înseamnă să trăiești în libertatea credinței pe care ți-o dă Dumnezeu. Câteva lucruri pe care le înțeleg din text. Primul rând, nu renunța să crezi în Dumnezeu chiar dacă ești printre puținii care o mai fac. Uitați-vă la această tânără. Nu ne spune că mai avea companie pe cineva, nu ne spune Biblia câți prizonieri de război au luat sirienii, nu ne spune dacă în casa unde slujea uh, familiei lui Naman mai era cineva din Israel. Cert e un lucru. Înțeleg, contextual cel puțin, că era singură. Poți să rămâi în libertatea credinței tale, în Dumnezeu, chiar dacă ești limitat de constrângerile omenești, când înțelegi că poți crede în Dumnezeu, chiar dacă ești foarte, printre foarte puțini care mai cred în Dumnezeu. Uh, vreau să vă spun că trăim într-o lume care devine tot mai ostilă față de Dumnezeu. Creștinii au fost odeauna o minoritate în lume, iar acum lucrurile nu stau cu nimic mai bine. Trăim într-o lume în care este, uh, practic trăim într-o lume care e definită de două cuvinte, toleranță și incluziune. Trebuie să fim toleranți față de orice și oricine și să avem o atitudine de incluziune pentru toți, indiferent de ce ar face. Trebuie să tolerăm absolut orice, trebuie să fim inclusivi pentru oricine, dar când vine vorba de Dumnezeu, ostilitatea crește absolut. Așa să vă spun ceva, dragii mei. Uh, învăț de la tânăra asta, Că poți să rămâi liber în credința ta, chiar dacă ești constrâns de limitările omenești, când înțelegi că poți să crezi în Dumnezeu, chiar dacă ești singurul care o mai face. Și mai ceva, am zis să nu renunți la credința lui Dumnezeu, chiar dacă o mai sunt și alții. Mai ceva, nu renunța să-L sujești pe Dumnezeu atât cât poți, acolo unde ești. Poți să zăbovesc doar un minut la gândul ăsta. Vei rămâne liber în credința ta față de Dumnezeu, chiar că ești constrâns de oameni, când înțelegi că nu trebuie să renunți să-L slujești pe Dumnezeu atât cât poți acolo unde ești. Uitați-vă la această fetiță, la această adolescentă, la această tânără. L-a slujit pe Dumnezeu acolo unde era, atât cât a putut să facă. Nu a ținut ser prelungite de rugăciune, nu a făcut programe de evangelizare. Dar l-a slujit pe Dumnezeu atât cât a putut, acolo unde a fost. Singură, despărțită de familia ei, de neamul ei, ar fi fost foarte ușor pentru ea să fie frustrată, supărată, să se închidă în sine și să nu spună nimic. Vă întreb, dragilor, noi ca și creștinii acestei generații, oare pe noi ce ne oprește să slujim? Mă uit la această tânără nici robia, nici greul. Acum nu fi fost teribil de rău în casa lui Naman, dar nici grozav de bine nu cred că a fost. Era despărțit, dacă Biblia o numește fetiță, probabil că era suficient de mică să aibă nevoie de părinți, dar suficient de mare ca să poată să lucreze. Undeva vârsta ei îmi spune totuși că ar fi fost mult mai bine să nu fie singură. Și totuși, acolo unde a fost, în conjunctura în care a fost, l-a slujit pe Dumnezeu cât a putut. Pe noi ce ne oprește să-L slujim pe Dumnezeu? Vorbele răutăcioasele cuiva, piedicile puse de oameni aroganți și invidioși, care nu fac decât să ne împiedice în slujire, ne oprim prea des din slujirea lui Dumnezeu și pentru motive prea simple, prea copilărești, puerile. În această tânără însă, a rămas dorința ca să-L sujească pe Dumnezeu. Acolo unde a fost, atât cât a putut. Cum poți să-ți păstrezi libertatea credinței, chiar dacă ești limitat de oameni? Ziceam, continuă să crezi în Dumnezeu, chiar dacă ești singur. doi. Ziceam să nu renunți să sujești pe Dumnezeu cât poți, acolo unde ești. Și mai ceva, nu renunța să faci bine, chiar dacă ți s-a făcut rău. Observați ceva uh, la această tânără cât de bine o fi fost tratată, repet, n-am găsit niciun indiciu un text din care să mi se spună că ar fi avut parte de un tratament neapărat rău. Totuși, ea a continuat să facă bine, cu toate că uh, i s-a făcut rău. Până la urma urmei, era în robie. Nu era la un sejur all-inclusiv, în Damasc, probabil, se întâmpla toată scena asta, pentru că Damascul era capitala Siriei la vremea aceea și acest general de armată cel mai probabil locuia într-un cartier de lux al Damascului, pentru că era general, până la urmă ormei. Și chiar dacă locuia în condițiile acestea, mă gândesc că ea nu stătea acolo foarte fericită de situația ei. Însă a avut puterea să facă bine, deși a fost tratată rău. Oare noi putem să facem asta? Când ești tratat rău, mai ai puterea să faci bine. Gândiți-vă la asta, Doamne ajută-ne! Da? Ar fi multe lucruri încă de spus, dar vreau să mă duc la a doua idee. Da? Deci învăț de la această tânără, în mijlocul limitărilor pe care ți le impun oamenii, uh, tu poți să continui să trăiești în libertatea pe care ți-o dă Dumnezeu. Și observați versetul 3, mă duce la uh, un, un alt gând. Ea a zis stăpânei sale, în robie fiind, slujind-o pe soția lui Naaman, văzând nevoia acută din viața acestui bărbat, a soțului lui Naaman, tânăra aceasta zice într-un moment dat nevestei lui Naman. O, dacă ar fi, domnul meu, la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Lăsați un pic să se așeze versetul ăsta în mintea voastră. Luați o tânără, o adolescentă, care face afirmația asta, dacă ar fi spus asta un proroc, cu experiență în Dumnezeu. Dacă ar fi spus asta un om al lui Dumnezeu, care ar fi văzut, multe din minunile lui Dumnezeu, am putea să spunem că afirmația ar fi fost măcar validată de experiență. Dar gândiți-vă la această tânără. La un moment dat aude că Naman, soțul nevestei, despre care ni se spune în text, cea pe care e, ea o slujea, aude că este bolnav de lepră. Fără să stea mult pe gânduri, fără să calculeze, oare să-i zic, nu știu, îi zic, nu-i zic, îi spune, dacă Domnul meu ar fi acolo, la mine în țară, în Samaria, acolo e un om care l-ar vindeca de repră. Vă dați seama ce impact au avut cuvintele acestea asupra nevestei lui Naman și apoi asupra lui Naman. Ăsta mă duce la al doilea lucru, da? Spuneam că în mijlocul limitărilor impuse de oameni, continuă să trăiești în libertatea dată de Dumnezeu. Și al doilea lucru, vreau să spun, învăț de la această fetiță, de la această tânără, că în mijlocul propriilor tale nevoi, pot să fii sensibil la nevoile altora. Vreau să zăbovesc câteva minute la acest gând. În mijlocul propriilor tale nevoi, continuă să fii sensibil la nevoile celorlalți. Citeți versetul 3. Era în robie, da? Nu uităm. Și în mijlocul nevoilor ei, avea nevoi, pe cea mai mare nevoie pe care o intuim cu toții în viața acestei tinere, ar fi fost să fie eliberată, să meargă acasă, nu? Până la urmă, orme era în robie, nu era ca și cum s-a dus în vacanță în Damasc. În mijlocul propriilor ei nevoi, această tânără a fost sensibilă la nevoile celorlalți. Dragii mei, lumea de afară nu are nevoie ca noi să definim creștinismul, dar are o nevoie disperată ca noi să-l demonstrăm că de definit l-am tot definit și am eșuat în definiții. Oamenii ne întreabă, dar voi la Pentecostal ce credeți? Dar ceilalți la baptist ce cred? Astea sunt detalii. Ești pocăit? Nu vreau să văd. Arată-mi. Că definiția o știm. Demonstrația ne-o trebuie. În mijlocul nevoilor cu care se confrunta această tânără, spune Biblia, ea a fost sensibilă la nevoile altora. Știți de unde îmi dau seama că a fost sensibilă? Uh, în Biblia mea scrie OF dacă Domnul meu ar fi raprorocul acela. Acest micuț cuvânt, monosilabic, OF, denotă compasiune, denotă milă, denotă empatie. Ce păcat că nu suntem în Samaria, spune ea. Acolo lucrurile se rezolvă rapid. Ce păcat că nu s-a la mine. Că eu știu pe unul care rezolvă probleme. Cam asta spune. Of, dacă ar fi în Samaria. Ce înseamnă? Știți că am citit, am mai găsit, am mai găsit în Biblie cel puțin un exemplu despre un om care, în ciuda propriilor lui nevoi, a fost sensibil la nevoile altora. Și a continuat să slujească pe Dumnezeu. Numele lui este Zaharia. Era căsătorit, era preocerea căsătorit cu Elisabeta. Citiți în Luca, capitolul 1, ce vă spun eu, vă voi parafraza doar ce spune Biblia acolo. Acești soți erau bătrâni, spune Biblia, înaintați în vârstă, dar, spune Biblia, face o, o mențiune foarte interesantă, erau neprihăniți și păzeau toate orânduirile lui Dumnezeu. Și totuși, zice Biblia, în mijlocul acestor lucruri care, pe care Dumnezeu și Biblia le consemnează ca fiind lucruri valabile și adevărate, spune Biblia că nu aveau copii. Amândoi, pe lângă faptul că nu aveau copii, pe lângă faptul că și-au trăit toată viața în așa fel încât Biblia spune despre ei că erau neprihăniți și păzeau toate poruncile lui Dumnezeu. Știți că asta este o, o afirmație uriașă ca Dumnezeu să spună despre cineva că păzește toate poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu, cu alte cuvinte, zice, oamenii ăștia erau oameni. Sfinți integri care nu călcau niciuna dintre porunci, toate rândurile, observați, păzeau fără pată, poruncile și toate rândurile lui Dumnezeu. Erau sfinți, trăiau pentru Dumnezeu, Zaharia slujea la templu pentru Dumnezeu, nevasta lui cu siguranță îl susținea în lucrarea lui și totuși n-aveau copii. Și ca lucrurile să fie și mai complicate, Biblia zice că amândoi erau înaintați în vârstă. În afara oricărei posibilități omenești de a mai avea copii. Și totul spune Biblia că acest om îl slujea pe Dumnezeu. Deși avea el propriile lui rugăciuni la care aștepta răspuns. Ce înseamnă, dragilor, ca în mijlocul propriilor noastre nevoi să fim sensibili la nevoile altora? Mi-am notat aici câteva lucruri. Uh, învânsă la tânăra aceasta că deși ea are nevoie de ajutor, ea se oferă să dea ajutor. Observați, același verset 3. Uh, e mișcată de nevoia din viața lui Naman. Uh, știți că deși, nu ne zice nicăieri Biblia că această tânără era prietenă cu Naman. Nu ne zice Biblia că i-ar fi plăcut neapărat de familia asta. Poate că nu, eu știu, repet, nu, poate că lucrurile nu erau chiar așa de rele, dar totuși ea se implică în viața acestui om datorită faptului că vede că are nevoie de ajutor. Și deși ea la rândul ei avea nevoie de ajutor, ea se implică să ofere ajutor. Și ce zice Galaten 6 cu 2? Și asta e valabil pentru noi, dragii mei frați creștini. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Avem fiecare propriile noastre poveri? Le aveți? Haideți că nu ți-o singurul care am probleme. Mai aveți și voi, da? Bun, sunt în compania oamenilor obișnuiți totuși. M-am speriat pentru un moment că sunt singurul care am probleme. Adică ne facem planuri, dar viața se întâmplă. Știți că așa stau lucrurile. Noi ne facem planuri și apoi viața se întâmplă. Și planurile noastre nu mai sunt cum le-am gândit. Și în mijlocul propriilor nevoi, zice că a ajutat. Purtați-vă poverile unii altora. Asta nu înseamnă că povara mea dispare. Înseamnă că povara mea, deși mi-o văd și mi-o asum, sunt sensibil suficient de mult ca să porci poverile voastre sau povara ta. Asta zice Biblia. Căci astfel, zice, veți împlini legea lui Hristos. Zice Iacov 5 cu 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Trebuie să ne rugăm. De ce? Că noi... Nu zice rugați-vă unii pentru alții, adică ăia care nu aveți probleme, rugați-vă pentru cei ce aveți probleme. Noi fiecare suntem chemați să ne purtăm poverile unii altora. În mijlocul propriei mele nevoi, trebuie să fiu sensibil la nevoia ta. Asta este toată ideea. Când fata asta ce face? Deși are nevoie de ajutor, oferă ajutorul. Mai ceva, deși lucrul ăsta mă șochează, ascultați-l, îl înțeleg contextual, deși nu are soluție pentru problema ei, oferă soluție pentru altul. Asta chiar, chiar mă pune pe gânduri. Folosiți-vă un pic imaginația împreună cu mine. N-avea soluție ca să iasă din robie. Nu ne spune niciun de Biblia că s-a gândit la un plan de a scăpa din robie. Și probabil că a stat mult și bine în robie. Nu ne zice Biblia. Însă, deși n-avea soluție pentru propria ei problemă, în mod paradoxal oferă soluții pentru alții. Nu vede ieșirea din propria ei situație, totuși are tăria te dau o soluție clară lui Naman. Ce-i zice? Du-te în Samaria, omule. Eu nu mă pot duce. Dar tu du-te, că acolo e unul care rezolvă problemele. Eu n-am soluție. Observați că în mijlocul propriei nevoi nu i-a zis lui Naman, zice, nu mai ești pe mine. Eu am și pe mine, dacă tu mergi la mine acasă. Câtă tărie de caracter a avut fetița asta. Știa că ăsta se duce acasă la ea. Probabil nu, nu zice Biblia că l-ar fi cunoscut ea personal pe Elisei, dar cu siguranță știa despre Elisei. Și în mijlocul situației în care era, fără soluție la propria ei problemă, oferă soluții pentru alții. Dragii mei creștini, asta înseamnă sensibilitate. Ajută pe cel de lângă tine, chiar dacă singur nu te pot ajuta în problema ta. Știți că noi de multe ori suntem frustrați când avem probleme nerezolvate și pentru că sufăr eu, ar fi bine să suferi și tu. Știți cum e cu capra vecinului? Să moară și capra vecinului, da? Nu. No. Fetița asta ne învață ceea ce ar trebui de fapt să știm. Chiar dacă nu avem soluții la propriile noastre nevoi, dacă Dumnezeu ne dă harul să ajutăm pe altcineva, haideți să o facem. Și mai un lucru. Uh... Deși cred că era obosită de greul propriei vieți, și repet, nu mă uit la slujba ei în, ca, și, ca și roabă în casa lui Naman, nu mă uit la slujba ei ca o vacanță, deși probabil că era obosită de greul vieții ei, cred că ceva în viața ei a adus alinare când l-a oferit ajutorul lui Naman. Știți ce am constatat? Și dați-mi voie să vă spun ceva fără să fie cu pretenția că e valabil pentru toți. De multe ori am constatat că atunci când am probleme, în loc să-mi plâng de milă, e bine să mă duc să ajut pe cineva care are probleme mai mari ca mine. Și știți că în mod paradoxal, când te duci să ajuți pe cineva care are probleme, cumva Dumnezeu, în mod paradoxal, lucrează și la problema ta. Și este multe ori ca slujitori, oamenii se uită ce frații slujitori probabil că îmi vor da dreptate, de multe ori oamenii se uită la slujitori ca fiind oameni care la totul le merge perfect. Dar adevărul este că și noi suntem la fel ca voi. Avem probleme, provocări, greutăți, frustrări, eșecuri și multe altele pe care le aveți și voi. Și de multe ori când sunt solicitat să mă rog pentru cineva, dacă ar fi să spun adevărul, aș zice, cred că eu am nevoie de rugăciune mai mult decât ai tu nevoie. Dar trebuie să o fac și, cumva, în mod paradoxal, când mă rog pentru cineva cu nevoi, Dumnezeu se îndură și de nevoile mele. Cam asta înțeleg de aici. Deși nu avea soluție pentru problema ei, deși era frustrată de situația ei, că n-ai cum să fii fericit când ești în robie, fetița aceasta oferă o soluție clară, da? Deci, ce lecții învățăm? Haideți rapid de tot să recapitulăm. În mijlocul limitărilor impuse de oameni, continuă să trăiești în libertatea dată de Dumnezeu. 2. în mijlocul propriilor tale nevoi, continuă să fii sensibil la nevoile celorlalți. Și încă ceva. Tot din versetul 3, dar nu vi-l mai citesc, că l-am citit de multe ori. Mai e un lucru foarte interesant. Uh, în mijlocul întrebărilor fără răspuns, continuă să ai încredere în Dumnezeu. Și ce mă gândesc la fetița aceasta? Și ce mă duce cu gândul la, la, la acest gând este că ea s-a gândit cam așa: îl trimit pe Naman la mine acasă, în țara mea, în Samaria, în Israel, Samaria era capitala. Îl trimit pe Naman acolo și sunt sigur că el va fi vindecat că de -aia l o trimis acolo. I-a zis foarte clar, știu că în țara mea este un om al lui Dumnezeu care te vinde. A vă pun eu o întrebare. Credeți că în mintea ei măcar odată s-a născut întrebarea, Doamne, dar eu cât stau aici în robie? Știți că nu ne zice Biblia cât a stat în robie sau cât a să stea. Nu știm dacă a stat un an, nu știm dacă a stat cinci ani, nu știm dacă a stat tot restul vieții ei. Cert este un lucru, Că, deși sunt sigur că avea întrebări fără răspuns în mintea ei, ea a continuat să aibă încredere în Dumnezeu. Știți că cea mai mare întrebare pe care o punem când ajungem la greu este, Doamne, de ce? De ce eu? De ce mie? De ce mi se întâmplă? Vin oameni și întreabă de ce mi s-a întâmplat mie ceea ce mi s-a întâmplat. Adevărul mă obligă să vă spun că nu știu de ce. Că mi-am pus și eu de multe ori întrebarea asta. Doamne, dar de ce? Însă un lucru este cert. Zicem de multe ori, Doamne, sufăr deși știi că te iubesc. așa că așa au fost, asta una dintre întrebările pe care le punem noi Domnului, că așa au fost și femeile astea două din Betania și cu fratele lor, Lazar. Știți că acolo era Lazar și Maria și Marta. Și zice Biblia că Lazar s-a îmbolnăvit. Și bolnav fiind, Domnul a primit un mesaj de la cele două surori și a zis, știți cum suna mesajul? Vino în Betania, eu vi-l parafrazez, îl citiți în Biblie exact. Vino în Betania, că cel pe care îl iubești e bolnav. Cel pe care tu îl iubești, Doamne, ai fost de atâtea ori la noi acasă, ai mâncat, ai stat cu Lazar la masă, ai stat cu noi la masă, ne-ai împăcat pe noi surorile care comentam una de alta, uh, dar acum cel pe care-l iubești e bolnav, Lazar. Uh, Doamne, de ce sufăr eu? Știi că te iubesc, nu? Uh, astea sunt lucrurile pe care de multe ori noi îi le adresăm lui Dumnezeu. Doamne, știi că sunt în întârziere, cam pe când planific să vii, ca să zi și femeile. Când a apărut Domnul Isus, după patru zile, Lazar era deja în mormânt, zice Biblia despre el, că mirosea greu. Cred că Marta stătea cu mâinile în șolduri, acolo în praful Betaniei și eu zis, las că vine evreul ăla, tot timpul a fost pe la noi să mănânce. Acum, când l-am chemat și eu odată, odată când aveam nevoie de el să vină la timp, atunci nu vine. Și știți care a fost reproșul, nu? Dacă ai fi fost aici. Dacă ai fi fost aici, Lazar nu murea. Doamne, de ce? Haideți să trecem rapid așa peste câteva gânduri pe care mi le-am pus aici, și anume, cum să-ți păstrezi încrederea în Dumnezeu când te lupți cu întrebările fără răspuns din viața ta? Pentru că spuneam adinea ori că în mijlocul întrebărilor fără răspuns, tu poți să continui să ai încredere în Dumnezeu. Dar întrebarea e cum? Cum poți să ai încredere în Dumnezeu chiar când ai întrebări fără răspuns? Câteva lucruri de aici, din uh, scriptură. Iarăși, de la fetița asta. Uh, e extraordinar cum în două versete și o mențiune, Biblia te poate învăța atâtea lucruri. Ce mă învață Biblia? Cum pot să-mi păstrez încrederea în Dumnezeu chiar când am întrebări fără răspuns? În primul rând, văd la fetița asta, în tot în versetul 3, uh, ea trăia convinsă de capacitatea lui Dumnezeu de a rezolva orice. Zăboviți-o o, un minut la ideea asta. Trăia convinsă că Dumnezeu e capabil să rezolve orice. De unde știu asta? Observați. Dacă Domnul meu ar fi la acel proroc din Samaria, Naman, merită să încerci, că n-ai nimic de pierdut. Oricum mori. Mai înțeles? Oricum mori. E doar o chestiune de timp. Eu zic să te duci până în Samaria, că măcar sunt ceva șanse. Nu zic că se rezolvă problema. Nu-ți spun că există soluție la cancerul tău nu zic că neapărat se rezolvă dar oricum, Naman oricum n-ai nimic de pierdut ești cu un picior în groapă cam asta zice asta zice, nu, 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 știți ce zice fetița asta of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria prorocul l-ar tămădui de lepra lui cum? l-ar tămădui nu poate că nu știu dacă la proroc îi place de tine nu știu dacă prorocul zice, mă, dacă vine cu o durere de cap, mai să te de vorbă. Dacă te dura piciorul, îți făceam, eu știu, o rugăciune, un masaj, ceva, mai vorbim. Dar lepră? Poți să, în, poți să ai încredere în Dumnezeu în mijlocul întrebărilor tale fără răspuns, când ești convins că Dumnezeu poate rezolva orice. Noi zicem din gură că, Doamne, tu poți orice. Cântăm tot felul de cântări. Dar oare chiar credem? Vă pun eu o întrebare, de unde știa fetița asta atâtea? De unde știa? Uh, nu a zis, stăpâne, dacă te-ar fi durut capul, repet, dacă ai o răceală, ceva, o mână, poate rezolvăm, dar lepră? Pe cât era de păgân împăratul? Dacă țineți minte, Biblia zice în versetul 7 că Naman s-a dus, dar nu s-a dus unde l-a trimis fetița. Ar fi multe de zis doar despre asta. Sus l am împărat cu o scrisoare de acreditare. Ăsta deschide în versetul 7, zice scrisoarea și știți ce zice? Oare sunt eu Dumnezeu? Răspunsul e evident. Normal că nu. E foarte interesant că fetița aceasta era convinsă că Dumnezeu poate face orice. Dacă mergem cu 900 de ani mai târziu, Găsim pasajul din Luca 4 cu 27, sunt cuvintele Domnului. Știți ce zice acolo Domnul? Ascultați! Ce ce citiți Biblia, veți ști. Zice Biblia că au fost mulți leproși în Israel pe vremea proocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățat, în afară de cine? De Naman Sirianu. Întrebare, de unde știa asta mică? De unde știa? Nu știa, doar știa. un lucru era cert pentru ea. Credința ei era atât de mare în Dumnezeu încât ea era convinsă că Dumnezeu poate face orice. Uh, fata nu să niciun lepros vindecat, repet. Din moment ce Domnul confirmă că dintre multitudinea de leproși din, uh, uh, din, din, uh, de pe vremea lui Elisei, niciunul nu a fost vindecat. Adică nu-i ca și cum Elisei avea o listă lungă de leproși pe care i-o vindecat. Și asta au zis, a, păi eu mai rezolvat problema la încă 35, 45, 100. Nu. De unde avea credința asta? Era doar o credință simplă că Dumnezeu poate face totul. Ați auzit vreodată doi copii care vorbesc despre tatăl lor, doi băieți de obicei. Tata, citeam o treabă interesantă, zicea unul mic despre taică, tai că mi poate construi o casă de unul singur. Da, fine. Altul zis Tata meu știe să piloteze Orice fel de avion Și vine altul și știți ce zice E fain ce ziceți voi Tata meu poate face orice Cam asta zice amica Dumnezeu Poate face orice De asta l-a trimis acolo În mijlocul întrebărilor ei Fără răspuns Continuă să aibă încredere în Dumnezeu De ce? Pentru că ea crede trăiește cu convingerea că Dumnezeu poate face orice. Noi oare mai avem convingerea asta? Asta mică nu știu câte minuni o fi văzut. Dar eu vă întreb pe voi, fraților, mă la unii dintre voi care ați început să schimbați culoarea la păr și sunt sigur că ați văzut multe minuni pe care le-a făcut Dumnezeu. În anii vieții voastre ați văzut multe minuni. Putem și noi spune ca și fata asta, cred că Dumnezeu poate face orice cred, atât, fără explicații teologice, fără detalii, cum, nu știu, Dumnezeu poate face orice. Așa poți să-ți păstrezi încrederea, chiar și când ai întrebări fără răspuns. Și mai un lucru, nu doar că această tânără, această fetiță trăia cu, cu uh, convingerea că Dumnezeu poate face orice, ea trăia convinsă de bunătatea lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Știți ce zice ea? Lui Naman, Repet, asta nu era prietenul ei. Nu s-a dus în vacanță, nu era unchiul ei bogat din Damasc. Nu să stau o săptămână, că ăștia au de toate și o să mă răsfețe, cum nu face nimeni. Nu! Se era stăpânul ei, de fapt era soțul stăpânei ei. Dar ea trăia cu convingerea că bunătatea lui Dumnezeu se extinde la toți oamenii. Ascultați-mă, asta e cea mai tare evangelistă picum, cum adică și pe Naman să-l vindece Dumnezeu? Ăsta era un general sirian, unul nu era din poporul lui Israel. Doi, nu și făcut rău tot timpul, că sirienii erau dușmanii evreilor. Și acum, recent, o mai făcut iar o campanie militară în care au murit mulți evrei, adică din neamul meu, ar fi zis fata, poate că și-a pierdut tatăl, fratele, unchi, bărbații din familie ei, poate au murit în război, s-au au fost duși în, în, în robie, și totuși ai convinsă că Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu se extinde și către Naman. Asta înseamnă evangelizare. Noi nu facem evangelizare, că noi suntem calviniști prin definiție. Iertați-mă, că nici n-ar trebui să zic asta, dar o zic oricum. Noi zicem că cine-i de mântuit se mântuie oricum, iar pentru el ar n-ai rost să încerci. Nu e așa. Trăiește convins ca bunătatea lui Dumnezeu e pentru toți oamenii. Asta mă învață fetița asta. Gândiți-vă, vă rog, cu mine. De câte ori am refuzat noi să vedem suferința unui om doar pentru că am crezut că nu merită să fie ajutat? Vă rog să nu-mi răspundeți. De câte ori am refuzat să vorbim cuiva despre dragostea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu doar pentru că n-am fost de acord cu ei și aveam noi impresia că e prea păcătos ca Dumnezeu să-L mântuiască. De câte ori am refuzat să spunem cuiva despre mântuire? Doar pentru că aveam noi impresia că e prea rău ca Dumnezeu să-L iubească și pe asta. Ia gândiți-vă împreună cu mine și mă opresc aici. Uităm adesea că dacă noi suntem aici astăzi, mântuiți, salvați din răul lumii, smulși din robia păcatului. nu e că noi am fost mai buni ca alții, ci este că Domnul e bun cu toți oamenii și prin Harul Lui suntem noi aici. Vă rog să nu uitați asta. Și atunci, chiar și cu întrebări fără răspuns, puteți să aveți încredere în Dumnezeu. Și mai e ceva, din asta a trăit cu convingerea că Dumnezeu te poate folosi oriunde. Așa de multe lucruri am găsit la tânăra asta, gând sunt uimit. Trăia convinsă că Dumnezeu o poate folosi oriunde. Tu trăiești cu aceeași convingere. La locul de muncă, în familie, pe stradă, oriunde Dumnezeu poate să se folosească de tine. Nu-ți trebuie amvon? Noi trăim cu impresia că ne trebuie amvon. Nu-ți trebuie amvon. Pentru majoritatea lucrurilor din viață, în procent covârșitor, n-ai nevoie de amvon. Cele mai mari predici, să-mi fie cu iertare, nu zic că nu s-au întâmplat de la Amvon de aici și de la alte Amvon, dar cele mai mari predici se întâmplă afară. Și salea fără cuvinte uneori. Că de spus cuvinte, suntem foarte buni. Mai ales noi, că suntem latini. Și n-a venit nicio problemă să vorbim și uneori să nu mai știm când să ne oprim. Dar uneori cele mai bune predici se întâmplă afară. Da? Și mai am un lucru și închei. Ce lecții învăț de la această tânără? O scurtă recapitulare, da? Învățăm că în mijlocul limitărilor impuse de oameni, putem să trăim libertatea dată de Dumnezeu. 2. învățăm că în mijlocul propriilor noastre nevoi, putem fi sensibili la nevoile altora. Mai învățăm că în mijlocul întrebărilor fără răspuns, putem să continuăm să avem încredere în Dumnezeu. Și mai ceva, tot de la această fetiță. Și cu asta vreau să închei. În mijlocul, în de la ea că în mijlocul adversităților vieții, poți să continui să ai o atitudine corectă, să trăiești fără amărăciune. Dacă cineva ar fi avut dreptul să acumuleze amărăciune și o atitudine nepotrivită, ar fi fost această tânără. Motive suficiente. Sunt sigur Că nu știa despre părinții ei. Nu știm dacă părinții ei au trăit, au murit datorită invaziei sirienilor. Nu știm dacă mai avea pe cineva din familie în viață. Nu știm cât de bune erau condițiile în casa lui mai Repet, poate că erau decente, poate că erau grele. Cert e un lucru, că în mijlocul acestor adversități pe care viața i le-a dus în față, ea a continuat să aibă. O atitudine potrivită. Și asta se vede de la început și până la sfârșit. Îți doar două versete și un pic. Dar atitudinea ei este potrivită. Nu se vede urmă de amărăciune. Poate cea mai valoroasă lecție pentru noi în seara asta e asta. Și anume că pentru fiecare dintre noi, chiar când viața este plină de adversități, poți să ai o atitudine potrivită față de Dumnezeu și față de oameni. Știu că se zice că dacă viața îți dă lămâi, fă din ele limonadă. Dar asta e o chestie așa psihologică. Chiar că îmi place limonada și probabil vă place și unul dintre voi. Aș vrea să înțelegem că atunci când avem parte de rău, când poate de greu și doza asta de, de rău ni se întâmplă, omenește vorbind, tindem să dezvoltăm amărăciune în viețile noastre. Pentru cei ce ne fac răul... Știți de ce dezvoltăm amărăciune? Haideți să vă spun câteva lucruri. Dezvoltăm amărăciune în viața noastră atunci când cineva ne face rău și putea să ne facă bine. Devenim amari. Dezvoltăm amărăciune când cineva putea să ne ajute și n-a făcut-o. Devenim amari. Dezvoltăm amărăciune atunci când credem că Dumnezeu trebuia să facă ceva pentru noi și cumva Dumnezeu N-a făcut ceea ce eu așteptam să facă. Uh, aș vrea să înțelegeți foarte clar. Nu vorbesc despre autosugestie și psihologia pozitivismului, ci vorbesc despre faptul că atunci când, uh, în mijlocul adversităților tale, continui să te încrezi în Dumnezeu, poți să să-ți păstrezi o atitudine corectă. Ce înseamnă asta? Și cu asta închei. Cum poți să trăiești fără amărăciune? În mijlocul adversităților. E, e greu de răspuns la întrebarea asta, dar am găsit niște lucruri în scriptură. Pentru că atunci când treci, treci prin greu, oarecum te simți îndreptățit. Dar când treci prin greu, greu, poți să nu devii amar atunci când nu uiți că după nor și întuneric, răsare din nou soarele. Și ce îmi place dimineața? Când vine dimineața, când te uiți câteodată seara, așa, totul e întunecos, totul e. Cu umbre, totul e așa tenebros. Dar când vine dimineața, e altceva, răsare soarele. Dragilor, nu uitați că după nor și întuneric vine din nou Lumina. Uh, în ciuda greutăților, în ciuda problemelor, Dumnezeu știe să aducă și soarele în viața noastră. nu e așa? Ați trecut prin momente și trecem prin momente de nord, de întuneric. Dar vine și soarele, nu rămâne în norul, nu rămâne întunericul permanent. Vine soarele și când vine soarele se produce o schimbare. Plângem ca greul să treacă repede, dar spunea Domnul Iisus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți eu am birui lumea, eu aduc soarele din când în când. Deci, cum putem să trăim cu o atitudine pozitivă, fără, cu o atitudine corectă, cu o atitudine care să nu dezvolte amărăciune, atunci când înțelegem că după întuneric vine din nou soarele, mai ceva, atunci când reușim să înțelegem că prin suferința noastră Dumnezeu poate aduce vindecare altora ar fi multe de spus aici uh, mă tot gândesc cum a folosit Dumnezeu o tânără anonimă înstrăinată de casa ei pentru vindecarea atât fizică cât și spirituală a lui Naman citiți până la capăt capitolul că după ce Naman e vindecat fizic de lepră se întoarce la Elisei și spune uh, acum să stăm un pic de vorbă din nou vă parafrazez uh, hai să-ți dau ce am de dat nu, Elisei nu vrea nimic dar ia niște pământ. M-am întrebat totdeauna, de ce o lua pământ? Eu cred că undeva în Siria s-a înălțat un altar cu pământ din Israel. Știți de ce? Că un om a avut o experiență cu Dumnezeu și cred că acolo a construit un altar. Pentru că cred că Naman și-a adus aminte pentru restul vieții lui că există un Dumnezeu și a vrut să aibă un pic din ce era în țara lui Israel acolo la el, în păgânismul sirienilor. Da? nu uita că uneori prin suferința ta Dumnezeu aduce vindecare altora. Și mai e ceva, cu ăsta chiar ultimul lucru. Îl scrie tot în Biblie, nu uita că într-o zi toate lucrurile vor fi noi, într-o lume nouă. Și spune Biblia la sfârșitul vremurilor, când Dumnezeu o să tragă cortina peste ultimul act al omenirii. Zicea Ioan în Apocalipsa, am văzut un cer nou și un pământ nou. De ce? Pentru că lucrurile din tâi, cerul din tâi, pământul din tâi, au trecut toate. Și acolo unde au fost amărăciune și lacrimi și suferință, va fi o lume pe care poate ne-o vom aminti. Cert e un lucru, că într-o zi toate lucrurile vor fi noi. Mă rog din toată inima să învățăm câte ceva de la această tânără. Și în ideea aceasta vă invit să ne ridicăm în picioare și să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Poate că ești aici și ești limitat de ceea ce ți s-a întâmplat în viață. Nu uita, credința nu ți-o poate limita nimeni. Poate că ești aici și ai nevoi, dar în mijlocul nevoilor, Dumnezeu așteaptă ca tu să fii sensibil la nevoile altora. Poate că ești aici în această seară și te gândești că ți se cade să fii amar, că ți s-au -ar întâmplat atâtea lucruri rele. Dumnezeu ne învață să avem o atitudine pozitivă. Poate că ești aici în această seară și deși ai multe întrebări fără răspuns, Dumnezeu te provoacă să continui să ai încredere în El. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să sădească aceste lucruri în viața noastră și să plecăm din casa Lui în seara aceasta încrezători, că în El nimeni și nimic nu ne poate opri. Amin. Hai să ne rugăm.